Bună seara, bună seara, bună seara. Un pochito. 23.05. Adică la 23.05 ora mea de aici. Îl pun să sune că am uitat să-l pun de la început și să nu fac episoade mult mai largi, mult mai lungi de o oră. Am să vorbesc în românește, deși este un postare în limba spaniolă și pe un grup spaniol de șofer. Și am să citesc în spaniolă. Prima dată am să citesc pentru că o să vedem mai la sfârșit de ce. Deci, José Joaquín a distribuit o postare. Dice: "Hay que mover el selector de actividades para poder reclamar." Trebuie să faci mișcarea în selectorul de activitate ca să poți să reclami, zice cel care a postat și arată tichetul de tahograf. Și aici sunt tot felul de comentarii, dar eu o să le citesc prima dată pe astea care sunt la vedere, dintr-o cauză pe care o să o vedem mai târziu. Deci, aici, pues sí, pero como lo muevas a tu favor, estás despedido en una semanas. A zis cineva aici, ce sigur că da, dar dacă tu îl miști în favoarea ta, ești, cum se zice la mine, eliberat în funcție în următoarele săptămâni. Și mă rog, îi răspunde cineva aici pe dedesubt, dar nu deschid acum. Și altcineva a zis aici, și Adrian Iusco: "Pero qué selector de actividades si la mayoría cuando llega a la puerta del cliente saca la tarjeta y cuando le llame a descargar descarga sin tarjeta y luego termina el descanso. Por desgracia, así está la cosa." Adică în limba română, bine, dar ce selector de activități să folosești când majoritatea ajung la poarta clientului, scot tarjeta, scot cardul și când îi cheamă să descarce, descarcă fără card și după aceea termină odihna. Din păcate, așa este. Și sunt aici 17 răspunsuri, la el o să mă întorc mai pe urmă. Da. Și altcineva a zis: "Lo que hay que dejar las cosas claras desde el principio, no andar con esas. Eso te van a mirar lo que ellos quieran." Mă rog, aici zice cineva că trebuie să lași de la început lucrurile ca... Nu. Trebuie să lași lucrurile clare din principiu. Nu umblați cu lucruri din astea. Astea vor fi văzute și mirarul cheche și vor fi văzute așa cum vor ei. Și am mai zis aici cineva, Daniel Garcia Buzon: "El camión y remolque o semi-remolque serán del jefe y la tarjeta es mía. Así que siendo mía, trabajo como hay que trabajar. Que por eso voy trabajar, no a regalar mi tiempo. Que reclame o no, ya es mi problema. Pero mi tiempo de trabajo no lo regalo." Es muy verdad lo que dice. Yo tampoco me ha gustado regalar mi tiempo de trabajo. Pero aquí he dicho yo esta cosa. Si el empleador no cumple con el capítulo 3, artículo 10 del reglamento 561, ningún empleado puede cumplir en realidad
sino solo en el papel. No puede cumplir de forma y de fondo, sino solo de forma. Nu mai știu, am citit aici în română. A zis aici băiatul ăsta așa. Camionul și remorca sau semiremorca sunt ale angajatorului. Iar cardul este al meu. Așa că fiind al meu, muncesc așa cum trebuie să muncesc. Că pentru asta merg să lucrez, să muncesc. Nu pentru a face cadou timpul meu, să reclame sau să nu reclame, asta deja nu e problema mea. Dar timpul meu timpul de lucru eu nu-l fac cadou. Foarte bine a zis aici, dar aici am venit și eu și am zis așa. Dacă angajatorul nu îndeplinește capitolul 3, articolul 10 al regulamentului 561, niciun angajat nu poate îndeplini în realitate, ci doar în hârtie. Nu poate îndeplini de formă și de fond, ci doar de formă. Și a zis el așa. Eu nu știu de articole. Doar știu să-mi fac munca mea, așa cum am învățat în școala de șoferi, scoțând carnet la timpul acela și renovând capul. Da, și aici am zis eu, dar numai aici. Aici nu știu dacă se deschide, vezi mai mult ăsta. Hai să citesc prima dată ce se vede, pentru că aici e problema. Că după ce am pus eu ăsta, omul cred că și-a eliminat postarea. Și-a eliminat postarea că în momentul în care eu am dat click ca să am dat da, click ca să pornească comentariul meu, mi-a apărut chestia asta, că nu mai pot să public pentru că s-a întâmplat ceva pe traseu. Și acum, dacă eu îi dau un refresh la calculator, la ăsta de la, dacă îi dau aici, dispare complet. Și atunci, hai să citesc întâi. Pero si no, am zis eu, pero si no sabes, nu, hai să citesc în română, că în spaniolă pot să citesc omul și singur. Dar dacă nu știi, nu cunoști articolele, nu știi când ți se respectă sau nu drepturile tale. Noi, salariații, ne numim dependenți. Chiar din cauza asta, pentru că depindem de angajator. Cei care nu depind se numesc independenți. Ia să vedem dacă se deschide asta întreg. S-a deschis. Aha. Sau autonom. Atunci, înseamnă că tu ieși în fiecare zi din centrul tău de muncă și în minutul 539 deja te-ai întors în aceeași curte. Ai întregat vehiculul, ai dat mașina în primire, cheile și hârtiile și ai plecat la casa ta, atunci si că e re, si e sa, si. Atunci, dacă este așa, ești unul dintre puținii care au câștigat la acest adevărat loto, loterie, cum să zic eu, gordo de Navidad, cum se zice în Spania. Ești unul dintre puținii care te poți bucura de așa noroc. A mine mi-a impactat, iar mă încurc în limbi aici, pe mine m-a impactat din prima zi când am pus
un disc, un tahograf, în 2008, sub auspiciul acestei atunci relativamente nouă legislații UE a tahografului, m-a impactat enorma diferență dintre ceea ce zicea legea și ceea ce se practica. Ceea ce înveți în cursul de aptitudini profesionale nu este pentru tine. Este pentru angajat, pentru antreprenor, individual sau colectiv. Adică nu e pentru tine în modul direct. E în modul direct pentru empresariu, cum zice, antreprenor. Că nu poți să-i zici angajator autonomului, pentru că autonomul nu este angajator. Și atunci amândoi sunt antreprenori, și angajatorul și autonomul sunt antreprenori. Așa, dacă nu cunoști articolele, atunci definiția conceptului repaus o cunoști, o înțelegi și o trăiești, o pui în practică. Și da, cum am zis, acum să vedem dacă poți să, dacă merge să copiezi ce am zis aici. Merge, Doamne ajută. Să păstrez asta o dată, că chiar dacă le-am zis eu, când o zice a doua oară, nu mai ți-aduce aminte aceleași vorbi. Așa. Și să o pun aici. Am făcut și o captură mai înainte, că mi-a fost frică că dispare și pentru mine este destul de importantă chestia. Nu înțeleg de ce a șters-o omul, dar da. Fiecare, eu unul îmi apăr, cum să zic eu, ia să le copiez eu toate de aici în jos, de așa, pe de sus, de aici. Eu îmi apăr părerile mele acolo care le susțin, bune, rele, stale mele. Nu merge. Nu merge. Ia, deci. Prima dată așa. O dată așa. O să mă încurc în ele, dar o să mă găsesc în aibă. Da, hai să încercăm, da. A, nu mă încurc, că o să am filmarea și mai mă uit pe ele și le... da. Așa, și acum... hai să vedem dacă... mi-am făcut și de ceai că s-a răcit. Și... da, unde rămăsesem aici? Păi, deci sunt patru răspunsuri, aici sunt șapte răspunsuri, două răspunsuri, așa, le deschid în tipătate și pe urmă le copiez, da, aici sunt 17 la Adrian Iuscu. A sărit și pe el cu gura care au sărit pe acolo. Și aici e foarte important de văzut. Aici este tot un român, parcă după nume. Și a zis așa, deci, dar pero que selectores de actividades si la mayoría cuando llega a la puerta del cliente saca la tarjeta, a, pe ăsta l-am mai citat. Deci, ce selector de activități să miști? Și aici a zis cineva. Esto se llama hacer el memo y trabajar gratis para llenar
Los bolsillos del patrón. A zis cineva că asta înseamnă să... să faci, să zic așa, la caterincă și să lucrezi gratis pentru a umple buzunarele patronului. Și Adrian Iusu a zis, zice, dar este așa sau nu este așa? Iar Ignacio Damian Mazzoni a zis, i-a spus lui José Joaquín, José Joaquín, dice, tiene razón, pero no creo que vosotros no hagan como todos. Las empresas no dicen nada, no te renuevan el contrato. A eso agregarle que sindicalistas de empresas vendidos y los otros más vendidos. Da. Mezclas churras con merinas. No mencioné, estamos obligados y el sistema no cambia. Dice, bueno, ahí se sigue en un a zis despre, iar mi-a spus acestuia de aici, are dreptate Adrian Iusco, pentru că nu cred că voi nu faceți ca toată lumea. Întreprinderile nu zic nimic, nu-ți renovează contractul, la aceasta adaugă și faptul că sindicaliștii de la întreprinderi sunt vânduți și ceilalți și mai vânduți. Și José Joaquín ăsta i-a răspuns, mesclas, amesteci oile, să zicem așa, albele cu negre. Sau cum zicem noi români, amesteci merele cu perle. Și i-a răspuns tipul ăsta, nu amestec nimic, suntem obligați, iar sistemul nu se schimbă, nici nu se va schimba, totul este cumpărat, legislatori, sindicaliști, etc. Și aici, stați obligat, ok. Ești obligat sau ce? Ai niște norme și dacă nu le îndeplinești, este pentru că nu ai poftă să le îndeplinești, să zicem. Și aici am mai zis tot el, ce are de-a face sindicalismul și legislatorii în treaba asta. Dar bine, eu zic că pământul este plat. Și Ignacio Damian Mazzoni a zis, José Joaquín, tu știi bine că nu te sprijină nimeni. Cum nu faci ceea ce vor șefii, nu muncești. Nu fii ipocrit și nu încerca să pari deștept în pe rețelele sociale sau poate că nu ai nici idee de realitate pentru că ai teorie de troll. Și José Joaquín i-a răspuns pentru para ti la pera más gorda. Pentru tine, pera mai gorda, nu am idee, pera. Pera poate să însemne și pară și cățea, pera. Mă rog, pera ti la pera, la pera gorda. Tiene que ver si no tienes la espalda descubierta para poder ejercer tus derechos.
quedas expuesto a ser despedido sin más. Eso tendría que ser por ley obligatorio y hacerlo respetar con inspección de trabajo. Así es. Ya te he dado mi opinión y no, si no respetas las normas es porque no te da la gana. Repito, José Joaquín. Ignacio Damián Mazonia dice, él dice, și eu pe mea. Nu avem sprijin, nu avem spatele acoperit pentru a putea, pentru a le putea respecta. Și știi foarte bine, dacă ești, dacă ești călare pe un camion și nu ești mamon de impresa, ceva birocat pe impresă. Și Iose Ignacio Joaquin, zice, păi dă-i înainte așa, lucrând gratis, în fine. Și Ignacio i-a zis, ești un troll sigur. Zici adevărul și quiere bloquearme por las lo de peras gordas, que lo has dicho tú primero, así es la democracia. Adiós, adiós, adiós. Da. Deci cam așa este treaba pe aici. Și acum hai să încerc să mai copiez o dată de sus până jos tot ce se poate copia ca să le am eu la mine. Hai să vedem de aici. Ia să mai mă uit o dată. Dacă, da, pentru că dacă le am eu, pot să răspund așa la fiecare în parte, într-o pagină de-a mea. Dar chestia este că până răspund eu, durează foarte mult, că într-o pagină web nu răspund așa ușor ca pe Facebook, și până răspund eu, oamenii ăștia uită de... Ia, mai sunt aici 6 comentarii anterioare. Nu, hai să le adaci. Prima dată. Uite așa le iau până acolo jos. Aha. Bun. Aici se dau de asta de reducere a distanței între rânduri. Bun. Și acum să le copiez și pe astea în jos. Până aici. Că atâtea sunt până aici.
editare nu poate fi editat în cea că nu. Așa, și să mai mă duc o dată sus aici, că am văzut că scrie că mai sunt 6 anterioare. Aici. Acum nu mai mi-e frică că se pierde, că dacă se pierde, se pierde. A, deci până aici. Nu știu cum să amestec ele pe aici, dar să amestec. Bine. Da, să amestec într-un fel fără de hal, dar asta e. Fie o separație, fără de că nu știu la ce ajută. E, și acum hai să-i dau un refresh să vedem ce se întâmplă. Dacă dispare asta sau nu. Asta. Da, deci să păstrez și eu asta. Data. Bine face Australia că îl trimite pe Djokovic acasă. Așa. Și aici aceeași poveste.
2022 01 05 e ora acum 22 34 00 Bun, atât era. Când l-am scris aici, când l-am. Și tu la fel. Bun, ia să vedem acum dacă îi dăm un refresh ce se întâmplă. Și atunci de ce? Ia să vedem. Deci. Să încerc să-l repostez, să vedem. Acum ce mai zice? Aha, deci asta. Ah, nu. Nu, uite că nu mi se astea asta, ha. Que me ha respondido. A mí no me hace falta saber de artículos. Ahora para ser chofer
¿Y serio con tu trabajo? ¿Hay que tener una carrera? Lo único que hay que saber es trabajar bien con un tacógrafo y trabajando bien reclamas todo, tu trabajo, ni plus ni. Ahora que cada uno es libre de usar los descansos, pero como por mala suerte ya aparte de la multa que te puedan poner los amigos de verde, que es economía más que nada, te pasa algo dentro de una fábrica, te pasa algo dentro de... Si el tacógrafo está en descanso puesto, vas a tirar de los pelos, de los huevos, porque no pertenece nada de nada. Mă rog, zice și el ceva aici, dar hai să răspund eu. Dar nu știți ce să-i răspuns, că le învârte de nu... de marzo. Yo. Da, de la chispa Martí en arriba, si no hay, si no dispones, no dispones. Preparación jurídica. Jurídica. Suficiente. Mejor no sube. No se enrolla. No. No produce, no gana cuando pierde.
Ne sobra. Ve konuklarıyla yapıyorum ya.
Bueno, yo no sabes o no conoces. A ver. El descanso sí que lo hace. Ahora cada uno es libre de usar los descansos. Tú dices. Y esto demuestra Bueno. El cuento. Que demuestra se ha hecho cómplice.
Nu. Y otra vez. Ancora chi deve essere.
Ok. Vosotros sabéis. Bueno, dejo aquí. Lo que me contestó me ha respondido Beatriz Tayerish para el teléfono dar a ese decir da, aici pe aici am să citesc doar în română, că... Da. Aici este o postare românească care zice cam așa. Ofer servicii de șofer profesionist firmelor în următoarele condiții. Respectarea timpilor de conduș și de repaus, venit minim garantat, diurnă specificată în CIM, plată de 2 ori pe lună, limbaj de bun simț, transport asigurat, plata contribuțiilor sociale, fără rețineri din venit, mă rog, ce zice omul aici că ar pretinde ca să cuiva care are nevoie de șofer. Și aici sunt tot felul de păreri, ca peste tot, și eu am zis așa. Munca șoferului, ca doctorului, ca polițistului, ca a militarului, ca a pompierului sau al oricăror altor servicii, trebuie plătită 8 ore pe zi, 8 ore pe zi de angajator, indiferent ce anume îi rezervă angajatorul să facă din cele menționate la capitolul timp de lucru.
Staționare îi rezervi, staționare trebuie să facă. Conducere îi rezervi, conducere trebuie să facă. Pe pompierul de gardă, pe militarul de gardă, pe medicul de gardă, etc., nu-l plătești doar când arde ceva, când te invadează cineva sau doar când are pacienți. Angajatorul e incapabil să organizeze logistica de așa natură încât în timpii pe care îi contractează, angajarea să fie eficientă pentru ambele părți ale respectivului contract individual de muncă, să arunce prosopul și să se dedea altor activități. Angajator nu te faci din vreuna din necesitățile care stau la baza piramidei lui Maslow, ci din cele care stau la partea superioară, ceea ce nu-i rău, dar nici nu-i obligatoriu. Dar nici obligatoriu nu e. Sau din capriciu, ceea ce e rău. Și apoi, aici au fost niște convorbiri pe marginea la ce am spus eu. Și a zis cineva aici, circul în sfere prea înalte. Pentru noi cei cu motorina în vene, revină cu roțile pe asfalt. A râs băiatul ăsta. Și altcineva a zis, zice, atâta vrei? Dacă atât vrei pentru motorina din vene și ești mulțumit, este foarte bine. Înseamnă că atât este respectul pentru acea motorină. Și da. Și eu am mai zis așa, nu circul de 10 ani, acum în februarie, pentru că motorina din venele mele nu mă lasă să fac niciun fel de complicitate cu nimeni împotriva legilor pe care tot noi le pactăm. Și în primul rând nu pot pacta cu cineva un contract pe care eu să-l respect, iar acela nu. Îți dai seama ce înseamnă ca după ce ți-ai câștigat 30 de ani pâinea cu volanul într-o lume injustă, să vii într-o lume infinit mai justă, ca să să joci același joc sub reguli juste, abia scrise, atunci abia scrise, și să vezi că se încalcă la fel, inclusiv mai rău, decât înainte de 2006, când nu existau. E crimă și pedeapsă. Așa, și a mai zis băiatul ăsta așa, viața lui șoferul român de acum este parfum versus ce era înainte de 2006, noroc cu tehnologia și a ălora de prin birouri. Iar eu am mai zis aici așa, Florin, am lucrat destul în ambele variante, astfel că am cum compara una cu alta, din practică, nu din povești. De la iubăgie s-a trecut la sclavie, la sclavaj. Deși legislația, dacă ar fi fost corect aplicată de angajatori, ar fi condus la respectarea condiției de om liber, a fiecărei persoane în parte. Mi s-a terminat timpul pentru episodul ăsta, dar mai stau un pic. România a popădlit calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Muncii. Aici trebuia să pun mâna, am scris ăsta în spaniol. Încă din anii 1920 și mereu a făcut-o. Românii care știu spaniola sunt mai vinovați decât cei care nu știu, pentru simplul motiv că au dreptul laboral sub nas. Dar nu-l învață și nu-l respectă. Da. Și doar definiția conceptului principiu de irenunțiabilitate de religios și definiția conceptului salariu, dacă le citește vreun angajator, nu și-ar mai permite să pacteze una și să aplice alta. Din 2006 în sus, din cauza eludărilor legilor în vigoare de către angajatori, sub privirea tâmpă a autorităților de control ale respectivului stat membru al UE, ale statului membru în cauză, condițiile de muncă, de viață familială și de viață personală au fost înrăutățite în mod deliberat
de angajatori de la 2006 în sus, în ciuda legii, pentru ca salariații să ajungă a trăi ceea ce în spaniolă găsim ca esclavitud del salariu. Sclavajul salariului, sau cum așa ceva. Eu, în particular, așa n-am nimic cu nimeni, dar pe ansamblu am cu toți aceia care au eludat legea spre a o evaziona. Mă rog, mergea mai clar un pic, acum îmi dau seama că da. Și Florin Obășan a zis: din păcate pentru mine nu vorbesc spaniola, dar înțeleg următoarele. 1. Guvernele au făcut niște legi pe care nu le respectă nimeni, nici cei care le-au făcut. De ce le-au mai face? Ne luptăm mereu pentru niște libertăți și drepturi, iar când le obținem, par insuficiente și restrictive. Un exemplu la îndemână, mult discutatul pachet de mobilitate. Cei cu care discut, șoferul din parcare, adică, văd o restricție a libertăților de mișcare și decizie. Individualismul este definiția societății actuale. Ne urmăm interesul propriu și judecăm în stânga și dreapta pe oricine, cu supra-măsuri. Și tot el a zis așa: românul nu are nevoie de legi aplicate, el trebuie lăsat să se descurce, să făfârlească, să bârfească, să invidieze și să înjure pe Gates și restul, pentru că ăia poartă vina eșecului nostru actual. Și eu am mai zis aici așa: vezi tu, dacă cunoaștem lucrurile în moduri diferite, nu avem cum vorbi un limbaj comun, oricâtă bunăvoință am avea. Nu este vina mea că instituțiile de profil ale societății românești, începând cu Academia Română, nu au alimentat poporul ăsta cu marfă proaspătă, cu marfă în termen. Informația este ca medicamentele. Citesc ceva aici. Da. Și nu mi-a prinde lumina în țară. Da. Așa. Informația este ca medicamentele și cine înghite din cele expirate își face orice, numai bine nu-și face. Ne-am intoxicat ca popor și suntem ca un corp care s-a obișnuit așa, iar cele în termen, în condițiile astea, le percepe în condițiile astea, corpul le percepe ca toxice. Am început cu ceva timp în urmă procesul de traducere la vedere a dreptului internațional al muncii. Uite, aici sunt primele 11 episoade, dar în total cred că vor să depășească 50, poate 100 de episoade. Asta înseamnă peste 100 de ore de vizionare. Închipuiesc câtă muncă stă în spatele realizării acestor video, chiar și așa neatractive cum sunt. Libertatea înseamnă să faci doar ceea ce legea îți permite sau îți indică să faci, spunea Montesquieu în vremuri de demult. În 2022, noi cu atât trebuie să spunem, cu atât mai mult trebuie să spunem și să facem așa ceva. Am mâncat aici ceva. Da.
Lasă aici un link către acele videoclipuri de care am vorbit mai sus. Ziua bună. Și a mai intervenit cineva aici și a zis: astea sunt condiții normale de muncă. Și eu am zis: dacă de la 2006 în sus angajatorii ar fi respectat, atunci nou apărutele legi, condițiile de viață profesională, de viață familială, de viață personală ale persoanei care exercită funcția de șofer, nu ar fi fost atât de grav afectate. Ceea ce se întâmplă din 2006 în sus în profesia asta este ca un cancer care se răspândește în tot corpul organismului numit uie. Vina este și a oricui își bagă nasul în profesia asta,